Polițiștii au verificat domiciliul unui tânăr în vârstă de 20 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin, care se afla în arest la domiciliu. Băiatul nu a fost găsit, fiind aplicate măsurile corespunzătoare în cazul unei evadări. Din activitățile desfășurate de către Poliția Municipiului Drobeta Turnu Severin, birourile Ordine Publică, Investigații Criminale și Rutier, bărbatul a fost identificat pe raza Municipiului Drobeta Turnu Severin. Persoana în cauză a fost introdusă de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin în locuința sa de domiciliu, unde i s-a stabilit executarea măsurii preventive. La data de 31 ianuarie anul curent, ora 16, polițiști din cadrul biroului Ordine Publică, compartimentul proximitate al Poliției Municipiului Drobeta Turnu Severin, au procedat la verificarea la domiciliu a unui tânăr în vârstă de 20 de ani, domiciliat în municipiul Drobeta Turnu Severin, care se afla în arest la domiciliu. În urma verificărilor efectuate de polițiști, tânărul nu a fost găsit la domiciliu, fiind luate măsuri pentru depistarea acestuia. Din activitățile desfășurate de către polițiști, susnumitul a fost identificat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.